ajunsesem la o naglăste nemaipomenită, când în timpul ședinței Parlamentului stau eu la margine, lângă mine stă conducătorul fracțiunii Ina Șupac, lângă Ina Șupac stă doamna Lena Bodnarenko și în timpul ședinței se apropie de Lena Bodnarenko Eugenie Nichiforciuc și vorbește despre aceea că 300.000 de euro sau nu știu cât acum, 300.000, da, și se ducă să treacă la democrație. Eu stau alături și ascult. Eu m-am sculat și l-am apucat pe acesta Nichiforciuc și l-am împins de spate înspre acela. Era boxeor acela, cum îl chema? Țuțu, Puțu, cum îl chema pe acesta? Costică acela. Da. Înțelegeți? Naglă mă apărăză. Așa nu se poate. Dar asta nu e politică. Asta e banditism. Asta e ceva mai strașnic. Ia ca ce se întâmplă în Danice, el nu ești.